găsit la Jurnal Economic. Directiva Uniunii Europene privind drepturile consumatorilor a intrat în vigoare din 13 iunie și începând cu această dată se aplică și în România actele legislative naționale care transpun această directivă. Printre avantajele aplicării noii directive se numără eliminarea tarifelor și costurilor ascunse la servicii de internet, o mai mare transparență a prețurilor, interzicerea opțiunilor predefinite pe site-urile de internet și termenul de 14 zile în care se poate renunța la un contract de vânzare-cumpărare și la bunul achiziționat. De asemenea, se prevăd pentru consumatori drepturi consolidate în ceea ce privește rambursarea produsului cumpărat, introducerea unui model de formular al Uniunii Europene de renunțare la contract, eliminarea suprataxelor pentru utilizarea cărților de credit și a liniilor directe de asistență, informații mai clare cu privire la responsabilitatea plății aferente returnării bunurilor. Banca Mondială a alocat 200 de milioane de euro pentru realizarea rețelei de radioterapie din România, care prevede dotarea mai multor centre și spitale cu aparatură medicală necesară în tratamentul cancerului, a anunțat joi președintele Comisiei de Oncologie de pe lângă Ministerul Sănătății. Oficialul arată că, în prezent, accesul pacienților la radioterapie la nivel național este destul de mic, de doar 30-35% față de 70-80% cât este la nivel european. Potrivit acestuia, rețeaua de radioterapie din România va cuprinde cele trei institute de oncologie din România, de la Cluj-Napoca, Iași, București, centrele universitare mari, precum Craiova, Târgu Mureș, Timișoara, dar și centre mai mici și spitale. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!